Vezi viața mea că te încalzi cu ăștia de când ai venit aici. Nu am arnesc cu valoarea ta și nu am bani. Păi și cum poți tu să spui nu că... Nu am resursele financiare auzi? Pe care tu le deții. Cum poți să spui și din păcate atât a fost, spui tu? Atât a fost. Și ai spus, auzi ce atâta ai spus? Ai spus și Mariei că-i fugit de acasă. Nu viața mea, tu ești fugit de acasă. Eu sunt fugit de acasă. Tu ești fugit de acasă. Tu ai spus aici în emisiune că... nu știu ce ai zis. Nu vreau să vorbesc prostii, da? Dar ai spus că părinții tăi, da? Te-au lăsat la mănăstire. Deci tu... fii atent, mă jur pe mama. Înțelegi? O dată mai vorbești de părinți. Bă, dacă o dată mai vorbești de părinți, stai mă. Zule, gata, mai fădește de... Cea? Vrei să... Ne pot. După. Care-i problema? Bă, și care... Cazi! Bă, ce am zis, mă? Ai pornit? Ai frate. Nimeni frate, familie și cu asta. Bă, fratele meu, stai cu să vorbim. Cu care e problema asta, mă? Stai să vorbim. Bă! Măi, da, voi ați luat-o razna de tot. Măi, da, voi ați luat-o razna. Măi, Marinescu, ce aveți? Ce aveți? Bă, fratele meu, dar el zice de vita mea. Chiar imposibil. Din dragoste, unii plâng, alții își pierd mințile. Te rog să te așezi, Marinescu. Te rog să te așezi. Dar chiar nu vei rușine. Alerg după voi pe holuri. N-ai prins, dar... Nu mai atingi. Mai nou, casa puterea dragostei e K1. Dar duceți-vă în ring. Frate, bă, nu vă înțeleg, bă. Dar vreau să mă spun. Eu acum, domnișoara Cristina, cel mai bun prieten. Vreau să mă duc să vorbesc. Stai aici, este nervos. Ok. Bă, nu vă înțeleg, numai nu mai atingeți, mă, punctele sensibile ale familiei. Că te-ai pornit, nu e ca și cum ai venit, ai dat în familia lui. I-a dus un punct sensibil ca și cum el a fost orfan. A zis de Maria că e fugită de acasă. Eu ce i-am spus? Sunt cuvintele lui pe care le-a zis aici în emisiune. Da, mă, frate, dar Maria nu fac sunt cuvintele lui pe care le-a zis în emisiune. Puteai să o lași pe Maria să-l jignească. Ia așează-te, te rog frumos. Poate că este un subiect delicat. O, frate, pentru însă, el e un subiect delicat. Însă cum eu nu am reacționat în momentul în care vorbea cu Maria. Și eu consider că a jignit-o pe Maria. Eu am fost exact oglinda lui și am spus aceleași lucruri pe care el le-a spus aici în emisiune. Nu am spus nici măcar o secundă ce a zis George, că a fost orfan. Că alte lucruri. El a spus de acasă, că nu e cu haine la el. Ai spus că l-au lăsat la mănăstire. Asta ai zis. Înainte a zis că eu fac bani mai mult decât toți părinții tăi la loc, decât toată familia ta. Dă cu el în bani. Eu cum m-am atacat? Dă cu el în bani, nu mai arunca că l-au lăsat la mănăstire. Dar cum e de la vorbe goale, ajungeți la astfel de situații? Ignoră, l-ai ignorat 7 luni, că tot aduci în discuție. 7 luni am făcut amdres. Ai ignorat. Te-ai ridicat deasupra tuturor discuțiilor, certurilor. De ce nu poți face asta în continuare? Ce-ai pățit? Domnișoara Cristina, eu am vrut să discut cu el. Încă de aseară, nu știu, el este foarte pornit pe mine. Încă de aseară când eram sus la terasă. Dar de ce? Mi-a spus că, păi nu știu, el vrea efectiv, cum majoritatea concurenților vor, să sară la gâtul meu. Dar nu prea au cum, domnișoara Cristina. Pentru că el a spus că eu sunt urs. Nu are cum să ajungă la gâtul meu nici măcar o secundă, domnișoara Cristina. Cred că ajungea. Hai să te întreb altfel. De? Cred că ajungea acum dacă le spune. Ajungea. Ai foarte multe lucruri. Ai tată, ai mamă, ce aș putea să mai zic? Și după că nu ți-e de nimic. Nu mai plângi pentru mine, că eu sunt prost. Nu mai plângi nici pentru tine, nu mai plânge deloc. Vreau doar să fii fericită. O să fiu, dar asta nu înseamnă că tu... Că o să încep vreodată ca tu să faci ceva ci eu cred în momentul de față că nu o să-ți facă bine. Ei, eu nu vă înțeleg pe voi. Aseară la masă mai aveați puțin și vă băteați iar. V-ați luat la masă. Și la după hotel? Da, și după când am venit la voi în cameră erați foarte bine. Dar ce s-a întâmplat? De ce? Nu de știu ce i-a zis ăsta. A zis că nu mai vorbesc. Face ăla. Face și după erați în pat foarte bine. Bă, am venit la voi în cameră și erați în pat bine? Unde mă duceți? Eu asta nu vă înțeleg pe voi. Acum vă luați la umor? Dar problema lui alta, domnișoara Cristina, că el... A spus, băi, nu o să mă mai atac așa de mult în emisiune. La început am fost puțin mai recalcitrant, nu mi-am dat seama. Iar acum poți să spui ce vrei tu, Marinescu, că nu o să mă atac. Și el ce face? Păi bun, deci el dar practic... tu
Da. Te apuci să spui orice. Nu poți să te legi de faptul că băiatul, mă rog, a fost abandonat, da, exact, sau... Maria de bine de rău are o familie, a plecat acasă, că a plecat, că n-a plecat, are o familie acasă, okay. Nu are frate, Andrei, nu poți să-l auzi. Andrei, crede-mă că în momentul în care a zis ceva de aia și n-am zis nimic foarte delicat, cum a spus el astăzi de Maria, ai sărit în sus și aveam puțin și ne luam aici la încins. Și ai fost deranjat. Că e fugit de acasă. Și? Ai fost deranjat. E fugit că a vrut ea. E fugit că a vrut ea, e fugit de acasă, nu? Dacă nu a spus-o a filmat asta. Nu a spus-o. A spus în momentul după, a spus fix așa. Vezi că se termină emisiunea așa? Și nu ai unde să te întorci. Așa. Fix așa a spus. Așa. Pe mine m-a deranjat treaba asta. Cum și tu ai fost deranjat? La rândul tău când am vorbit cu aia și nu știu ce i-am spus. Dar eu nu am apucat să dau un click pe George când spunea că în momentul în care te afli într-un cuplu, trebuie să lupți pentru doi. Dar nu aceasta e cale. Mă rog, eu vă las să discutați, mă duc la Cazi să vorbesc și cu el și revin la favoriți. Okay. Sper să vă găsesc liniștiți. Dar bineînțeles, din partea mea nu e nicio problemă. Băi, tu ai înțeles ideea. Păi el l-a deranjat că poate îl doare, că poate are o ce durere faci? În suflet. Ce faci? Că ai că vorbit e. De viața okay, lui. Frate, de cuvânt. Nu știu ce a făcut de acolo. Ai vorbit de viața acolo. Lui într-un singur cuvânt. E deranjant lucrul ăsta. Ok, o, fratele, am înțeles. Băi, dar ușor că te-ai abandonat la voi. Băi, dar e abandonat. Ce nu e abandonat? Da, Maria, dar e abandonat. Băi, mai suntem oameni aici. Am zis ceva ce nu e adevărat. Maria, oameni, suntem aici. Lucrul ăsta, da, Maria, stați cu Maria acum. Dar dimineața când el a spus că eu nu am unde mă duce, nu e nimic? Păi puteai să-l atași tu și... Dar n-am auzit! Păi n-am auzit! Păi vorbeai cu el și n-am auzit! N-am auzit! N-am auzit cu el și n-am auzit! N-am auzit! Ce să fie primar, nu poți, Maria, dar e urât să vii să spui lucrurile astea, e urât, eu nu mă interesează! Atâta timp cât el deschide gura și nu știe ce vorbește, trebuie să înțeleagă că lumea din jurul lui tot va deschide gura. Maria, ok, deschizi gura, dar nu eu este ok să-l atași pe o persoană. Nu mă interesează! Eu doar... El a vorbit de tine ca persoană, nu de familia ta! Nu mă interesează! Mă interesează ăștia care s-a abandonat pe la colțuri, vin aici în plin la televizor și nu știu, dau două vorbe în gură ca să ducă un dialog. Și mai au prezentat lăsați-ți vorbească. Dacă el face ce vrea el, lăsați-ți vorbească. Poate vrea el. Ai crescut până la tatăle. Despre ce vorbim? Alexandra, ia pică prost. Ia pică prost. Dar degeaba zice că vrea el. Alexandra, dar nu vrea el. Unde mă duce, nu-i dureros? Maria, ea a vorbit de, el a vorbit strict de tine. Nu a vorbit de familia ta, nu a vorbit de părinții tăi. Și Marine, tot de el a vorbit, a spus că el a abandonat. De lucru, a vorbit strict de tine. Tot de el a vorbit. Persoană, ești, ai 26 de ani, ești o femeie matură. Tu nu mă interesează te în poți cazul dat. El a fost abandonat. Ești vină, Alexandru, ce a fost abandonat. Ești o vinovată, ești o vinovată. Nu mă interesează. Păi să știe să vorbească după să aibă așteptări. Ce faceți? Plângeți aici ca doi copii. Ați ajuns și voi la un punct comun? Ce ați decis? Vreau să plec, ea vrea să rămân. Cristian, nici să nu aud așa ceva. Nici să nu aud că vrei să pleci. Tu ești puternic. Nu ești bărbat. Nu există varianta în care mă opresc la o persoană anume. Fata aceasta ți-a spus ce simte. Dacă tu o iubești cu adevărat sau ții la ea cu adevărat, las-o să meargă acolo unde vrea ea. Și viața vă va demonstra, poate, că sunteți făcuți unul pentru celălalt, că veți fi împreună cândva sau nu. Dar tu n-ai de ce să fugi. Tu nu ești un laș. Nu. Cum mai pot? Te înțeleg. Am trecut și eu prin asta. E omenesc. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fugi. Nu există pentru Cristian renunț. Nu ne-ai obișnuit așa. Nici pe mine, nici pe colegii tăi, nici pe cei de acasă. Nu. Dacă erați oricare în locul meu, mureați, bă, de 3 ore, ai înțeles? Am făcut și am făcut multe la viața asta și am muncit de la 13 ani. Am mâncat pâine după jos, băiatul meu. Am mâncat pâine după jos, ai înțeles? Ai înțeles ce vreau să zic? Că sunt în coloană vertebrală, puiule. Dar nu mi-aduce chestia asta în discuție. Care e problema ta? Că nu m-a luat de părinții tăi sau ceva? Asta ai făcut. Nu m-a luat de ei. Asta ai făcut. O remarcă financiară. Asta ai făcut. Ok. N-am avut noroc cu tot să fiți unul. Nu te, ok. Deci te-a luat, fii atent. Dar ce te-a luat de iubita mea? De ce te-a luat de iubita mea? Băi, am zis chestia aia că e fugită de acasă. Și tu mi-ai spus că ești fugit de acasă. Știi ce ai spus după?
că atunci când se termine misiunea, nu o să aibă unde să se întoarcă. Și tu puteai să spui, eu la mine. Asta este o chestie care a luat-o și eu de la Comănici. Nu am fost eu primul cu afirmația asta. Dar de ce le-ai pe toate? Bă, tot ceea ce scos tu fără să luate de la alte persoane. Te rog eu ceva, sunt foarte nervos, vreau să vorbesc cu tine. Vorbim altă dată, ok? Căței de ăștia care au fost desculți toată viața lor și vin aici în emisiune și le dau de mâncare cineva, am mai văzut. Același lucru putem să spunem și despre tine, Maria, pentru că nu te cunoaștem, nu? Ce? Da. Putem să spunem de exemplu, da. Că tu ai fost o n-a avut ce să mănânce pe afară și ai venit aici în emisiune. Nu, stai liniștită, că am avut. Am avut ce mânca. Asta o confirmă și pozele de pe Instagram, asta o confirmă Maria, și gen, lumea de acasă care m-a înconjurat. Asta pentru că nu te cunoaștem. Da, 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 și el, da. Poate că și el a avut. Ascultă-mă, eu nu vin aici și zic că pe cap. Eu nu vin aici de la nimic, de la nimic. Ce moment? Mi-am Da, când ăsta a vorbit de familia mea, nu de la nimic intru în emisiune și că eu fac ce vreau și cum vreau. Maria, la momentul de față nu a vorbit de familia ta, a vorbit de tine ca persoană, asta e diferența. Nu a vorbit interesează, de familia ta, nu a vorbit. Ok, eu am vorbit de el ca persoană. Eu am vorbit de el ca persoană. Eu am vorbit, n-are familie, ce-i familie? Tocmai dacă spui că e abandonat. Păi abandonat familia, Maria, ce l-a abandonat? Cum l-a abandonat mama, ce vorbesc? Păi nu e abandonat el. Dar n-a ales el lucrul ăsta, mă, ce probleme la casă. Nu el a ales să fie abandonat. Și ești eu vinovată? Dar nici el nu e abandonat. Mi-a duci în discuția asta, frate. Haide, capul meu, Maria, nu înțeleg. A fost adevărat ce ți-a spus el ție? Că n-ai unde să pleci acasă? Păi asta vreau și să zic, în cazul meu, când eu zic că e abandonat, am dreptate, în cazul lui nu. Păi și atunci de ce te ataci dacă nu este adevărat? El are dreptul la bătaie. Pentru că are bătaie. Dreptul, normal când îl faci cum abandonat, cum adică are niciun drept. Nu ai dreptul drept să te ataci, nici omul nu este adevărat ce a spus el. Maria, nu poți să judeci omul așa. Nu ai fost acolo, dar el știe ce trecut a avut. Nu mă interesează, Adriana, eu am nevoie, de mare carte. Îți dai seama că nu am nevoie de mare carte și de inteligență foarte multă ca să înțeleg că e un cățel plouat. Crezi că dacă el ar pleca, ți-ar fi mai bine? Nu cred că mi-ar fi mai bine. Și nici lui nu i-ar fi bine dacă ar pleca. I-ar fi bine o săptămână, să spunem, o săptămână când nu mă vede. Dar după, o să-i pară rău. Că tuturor ne pare rău când luăm decizii în anumite momente. Da. Și el este conștient de lucrurile astea, că o să regrete probabil mai târziu. Și am zis, chestia asta, așa e în dragoste. Azi plângi, mâine râzi și tot așa. Dar asta nu înseamnă că totul se rezumă la mine. Sau că în viața asta, ce-am zis, viața pentru tine abia acum începe. Da. Te las pe tine să-l convingi. Văd că te pricep la cuvinte. Pentru că dacă pleacă, înseamnă că... Înseamnă că nu este un luptător, așa cum îl știm cu toții. Înseamnă că nu și-a dorit cu adevărat să fie aici. Da. Dar el știe și nu va pleca. Da. N-ai vă pleci. Las pe voi. Să pleci ca să ce? Ca să uiți. Ca să ce? Ca să uiți. Ca să uiți? Tu crezi că vei uita? O să încerc. Nu vei uita. Voi ați pornit de la bani. Și ați ajuns la un subiect, că ăsta a fost un subiect sensibil pentru el. Puteai zici, du-te de aici, că nu faci bani ăștia, uite cum ești îmbrăcat, sau uite aia, nu dai în familie. El a dat-o în familie. Băi, dar tu ai o familie? Ai o familie? Ai o familie acasă, da? Logic. El a fost lăsat la mănăstire. Eu nu am, băi. Eu n-am norocul tău. Nu are treabă ce ți-a spus eu cu ce mi-ai spus tu mie. E o comparație mult prea mare. Băi, eu nu ți-am zis-o să mă iau de tine. Au fost fix cuvintele tale pe care tu le-ai spus. Înțelegi? Stați-mă. Mi-e obțineaz, la mine se zbilește pe da, e un subiect sensibil. Mi se pare ceva... Băi, și Maria greșește acum, că prea o dă așa. Putea să zică, bă, dă bine de rău, am o familie, m-am certat cu mama, cu tata, sunt mama și tata, mă așteaptă acasă, o să mă ierte, că așa este. Maria, pune paia cu foc acum. Prea pune ce pune accent, că toți vin, că toți fac, și așa mai departe. Da, prea pune accent. Da. Explica, dar prea pune accent pe chestia asta. Prea cu foc. Aude ăsta și... Urât. Dă-ți seama, în momentul când vii și spui toții adoptați vin...
Nimeni nu-și alege soarta, nimeni nu-și alege părinții. Da, bine, ai zis, Dumnezeu îți dă după cum ți se cuvine, nu? Ai zis-o, da. Păi și el cu țara asta, Maria, dacă a fost copil, copil. Și alta este când vine vorba de un om matur. Nu vorbim, vorbim două lucruri diferite. Nu mă interesează. Pentru că părinții lui au greșit atât de mult în viață și tocmai de asta. El este încă un copil și crezi că nu-l doare chestia asta? Eu tai. E vorba de familie, e vorba că e o slăbiciune a lui și că doare și... Ok, te-a durut și pe tine când ai zis că n-ai unde să te duci sau chestii de genul, dar nu vrea zis-o. Slăbiciunea ei este Marinescu. Păi m-a interesat-o chestia asta. A interesat-o că, că cazia a sărit la bătaie la Marinescu, după cum am mai spus, de-aia nu vrea ca Marinescu să vorbească cu Cazi sau cu Andrei, că dacă se ridică Andrei și Cazi la Marinescu... Palmă și Marinescu stă ca o femeie și se face de râs că ia o femeie apărarea lui Marinescu. Asta e, că Marinescu nu e bărbat, Marinescu e femeie. Aia și amestecă. Maria în continuare ține acolo, pompează. Da. Nu lasă deloc. Dar măcar băi, să, dar recunoaște-mă frate când jignești așa. Da, m-am greșit la nervi. Poți să te scoți spunând și lucrul ăsta. Bine, cer scuze, dacă văd că acum o ține cu... Nu știu. Da, eu nu înțeleg ce... Ce să mai discută la fete de Maria, tot cu gura mare? Asta se discută, tot același subiect. N-ai auzit că se p*** și că face și că... Nu știu, nu... Bă, deci mă jur pe tata, dacă tu unde-i, mă? Bă, vină-mi cu aia mare, bă! Bă, 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 bă! Vină-mi cu aia, Cazi! Ce faceți, măi, ce faceți? Ce faceți? De ce? De ce? Chiar am ajuns să fiu paznic, să merg dintr-o casă în alta, nu se mai poate. Maria nu se oprește acolo. Orfan, în partea cealaltă. Sau de până aici. Sau de până aici. Păi, ascultați-o și dumneavoastră, să deci auziți. Nu se poate, ferească Dumnezeu. Mai Marinescu, cheamă-l, te rog, Alexandru. Domnișoara Cristina. De ce l-au de pe Maria cu el de orfan în partea cealaltă? Ascultați-o pe. Hai, mă, domnișoara Cristina, chiar așa am ajuns să reșinim în ultimul hal. Oprește-te, este posibil. Hai să facem conexiunea cu casa fetelor. Nu auziți și acolo. Încearcă să ai un auto. Liniștiți-vă puțin, vă rog frumos. Cu toții. Maria, da. Ce ai pățit? Nimic, doamna Cristina. Măi, cum să faci băiatul așa, Maria? Este o situație groaznică. Bună, doamna Cristina. Măi, Maria, chiar vrei să-ți vezi iubitul descalificat? Chiar vrei să dar pleci acasă, are? Să se bată pe aici? Dar nu trebuie să se bată. I-am zis eu să se bată sau ce? Păi nu e posibil să ajungem păi la astfel de discuții. Vreau să clarific. Cine a sărit la bătaie? Toate acțiunile pe care voi le faceți nu duc altundeva decât la niște situații groaznice. Doamna, alerg dintr-o casă în alta precum un bodyguard. Nu este posibil să vă atrag atenția din minut în minut. Nu se mai poate. Găsiți o variantă în care să da, o să-i... Lege omenește, Maria. După data viitoare când o să sară în că dacă va face lucruri de genul data acesta, mai ales cu o femeie, în fața celor de acasă va pica foarte prost. Dar tu, Maria, ești fată. Mă nu interesează. Se poate. Nu mai mergi de astea. Atunci, lăsa. Dacă nu te interesează, îmi pare rău. Ce pot să spun? N-am cum să te conving să fii civilizată. Na? Ce să-ți spun? Adică nu se poate. Vom lua măsuri și cu asta pasta. Eu nu mai pot să stau să fac pe bodyguard, să vă atrag atenția, faceți ce vreți, e problema voastră, o să vin în gală și veți suferi consecințele. Cartonaș roșu pentru Cazi. Cine s-a adevărat? Hai că ești Cristian, face ești. Nu, foarte bine, foarte. Dacă a sărit el cartonaș roșu pentru ăsta, cum îl dacă a sărit mai așa. Atunci nu. Dar mai diferent. Bă, hai să vă spun acum, dacă au sărit amândoi, cartonaș galben și galben, dacă a sărit unul, cartonaș galben. Încearcă să ai un mai bun autocontrol. Încearcă să ai un mai bun autocontrol, chiar dacă probabil îl obții cu greu. Încearcă să nu mai pui toate mintele la suflet și trebuie să-ți dai seama în momentul când vrei să te iei cu cineva, ce poate să iasă din gură. Trebuie să te gândești și la cuvintele lui, nu numai la cuvintele tale. Dacă vrei să te ajut. Știi foarte bine cine ai fost, știi foarte bine cum ai supraviețuit și ce ai făcut. Asta contează cel mai mult, că știi tu. Contează cel mai mult că știi tu. Tocmai de asta nu trebuie să te enervezi.
Trebuie să te gândești și tu, frate, la ce zici. Ok. Treaba asta. Ok. Dar lasă-l acum, mă, Marinescu. Îți mulți domiciliu pentru treaba asta. Pentru treaba asta îți mulți domiciliu. Îți promite fratele tău. Bine. Okay. Eu zic să ne calmăm amândoi. Eu sunt calm, că eu ți-am zis pe modul înțelegi? Calm. N-am înțeles, bine, hai să ne înțelegem în continuare. Bine. Așa, cum vrei. Bine. Bine, nebine. Hmm? Eu nu spor pică, chiar dacă ai făcut niște afirmații. Nu se compara afirmațiile tale cu ale mele. Nu sunt comparabile? Eu ți-am înțeles că e show. Probabil că nu. Probabil că nu. Și pe mine, auzi? Băi, piată, hai să spun ceva. Tu acum dacă ai o problemă, pe cine sun? Nu sun pe nimeni. Mergi. Pe cine sun? De fiecare dată când ai avut o problemă, o sunai pe taică tu. Și ce faci taică tu ai afirmat asta. Ce faci taică tu? Nu, gen, a zis, l-a întrebat taică pe Marinescu. Gen, dacă tu ai o problemă, pe cine sun? Nu, nu ai. A fost acolo la familie, îți sună familia. Crede-mă că poți să te înțelegi. Gen, că el nu are pe cine să spună dacă are o problemă. Dacă puteai să înțelegi, nu mai vorbeai așa. Dacă nu, nu vrei sunt, să fii în intimă de grandoman. Nu sunt așa un om. A, da, da. Potolește, știu, înțeleg că te-a știu toți de aici. Supărat și toate astea, toți dar de aici știu treaba asta, că merită, sunt băiat de treabă. Merită. Ce meriți, Andrada, în momentul în care ești singur pe lume? Bă, Andrada, tu te auzi? Voi n-aveți suflet? Andrada, ai mamă? La mine, când vorbim. Ai tată? N-ai tată? O persoană asta da, frate, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum să înțelegi lucrurile astea. E foarte dureros despre ce vorbim. N-ai cum să înțelegi să vii să-mi ia acum să victimizează, plânge. Dar nu e eu n-am. Am o soră care m-a văzut chiar de 10 ori în viața mea. Ai înțeles? Și o mamă care o iubesc din toată inima mea. Eu nu am mai un părinte care... Cum poți tu să vii să vorbești așa? Așa vrei tu să ajungi sus? Bă, cât de fals ești. Îți dea Dumnezeu după suflet, fratele meu. Ai făcut niște chestii care m-au deranjat și pe mine. Mi s-a făcut pielea de gând. Am dat în tine, am dat în mine. Bă, dar dă-mi mine. Andrada, de ce spui că e vrăjeală? Andrada, termină. Știi cum e să moară tatăl ăla? Eu sunt foarte sensibil pentru el. Nu să-l plângă. Plângem noi, care suntem pe lângă. Știi cum e sau nu știi cum e? Știi sau nu? Zi da sau nu? Zi nu știi cum e să nu. E foarte greu, Andrada, să treci peste chestiile astea. Bă, dați-mi cheia să mă duc până dincolo. Nu mai vorbi de ce să faci până acum? Taci din gură aia. Acum îl judeci, acum te dați încheia să dăm pic cheia. Da, cine are cheia nu i-o da. Dați-mă cheia să mă dați. Nu i-o da. Dă-mă cheia să i-o da. Da, păi tu da. Dar nu e vorba numai de asta de judecat. Ce și acum? Păi ce? Vii să arăți cu deci tu și judecat și acum te duci la el. Dar ce a făcut? Se face milă. Mulțumesc, n-am mai plătit vreo 3 ani. Trebuia să o fac. Hai, Maria, fii serioasă și tu acum, că nu-ți doresc să fii în locul lui. Ce dacă plec? Măi, și-a căutat-o, mă, Adriano, și-a căutat-o. Ok, înțeleg că și-a căutat-o, Mario, dar tot-o până la familie. Mai ales să-mi știi destul de bine că acea persoană nu are mamă, nu are care... Te rupe gura lui atunci. Ok, ok, tu spui că nu te interesează, dar în momentul în care cineva a venit aici în emisiune și te-a atacat de familie, cu toate că tu ai familia aia, de ce ai reacționat așa? El nu are. Nu mă interesează, eu n-am vorbit de familia lui, am zis că i-a abandonat. Păi și ea să nu-i spune i-a abandonat, obligat să-i faci familia. Înțelegeți ce vreți voi. Mai devreme la urmă la zi. Dar nu l-a abandonat. Ce vreți voi? Auzi, Andrado. Pun întrebarea pe care... Da, 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 întreabă. Dar spune-și mie întrebarea asta. Tu dacă ai o problemă, pe cine suni? Familia, frate. Nu sună pe nimeni. Când ai nevoie, să sun. Nu să trebuia să sun. Bă, mă, că până acum a afirmat că dacă ea iese afară, dă un telefon și se întâmplă ceva, da. Că ea nu știe să facă nimic. Da, nu mă interesează, atunci păi să știe ce poate să fie, nu mă interesează. Dacă știe că e vai de capul lui, să nu se dea în arfe de ce astea. Dar de ce spuțuie să vă dea în arfe de capul lui picioarele pe Maria? Bine, să nu dea în arfe. Are un loc de muncă, să nu dea în arfe. Lasă-o! De ce o dai în arfe? 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 De ce? De ce? Nu, pe tine. De ce faci? Nu cași pe nimeni, că am stai liniștită. Că n-a venit eu să afirm că am și eu un tată acasă, care de câte ori a vrut să vină în Istanbul aici pe Alexandra sau pe tine în cap. De câte ori a venit la mine la bătaie. N-a spus că nimeni face pe tine. Pe tine și pe Alexandra. Nu m-a venit eu să afirm. Pe tine nu te ca... Sau pe Alexandra.
Bine. Bă, du-te, mă, de aici! De unde știi? Pe Alexandra! Mă, lasă! Mariana, ce mi-ai pus dat? Mi-a arătat mine! Mi-a arătat mine! Ascultă! E tatăl meu! E tatăl meu! Are șansă! Are șansă! Dacă tu s-a dat o șansă de asta la mine, la bătaie, are șansă! Are șansă! Tatăl meu îmi pare rău! Păi de taică, păi de taică, nu mă când vreodată să ajungă taică. Păi dacă tu, dacă tu vii, păi ne gândece, păi tu dacă vii să mă atingi, păi ești oaie, ești oaie, adevărat. Păi pe mine nu te-a mai, Alexandra, este foarte lung. Codruț, este pentru tine și ți-l voi citi. Te-am iertat pentru că sufletul meu a făcut posibil acest lucru. Aia și Andrei, sunteți sau nu un cuplu? Au spus da! Votați pentru cuplul favorit al lunii. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 19. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.